Stimați colocatari, v-am convocat aici în biroul președintelui de bloc, adică al meu, pentru că avem chestiuni fierbinți la ordinea zilei. Ne așteaptă oamenii pe internet și... Domnul administrator, ce tu dați din mâine așa? A intrat o dată pe parola. Ce parolă? Păi aia e, că am uitat parola. Nu ți-am spus, bre, că ne-a stătea Vasilei senil, a trebuit să-l schimbăm. Trebuie să-l schimbăm. Ah, bravo, mi-am adus aminte. Parola este... Președinte pe viață. Da, bravo, da, bravo, nevastă. De ce să-l schimbăm, domnule? De ce să-l schimbăm? Știe engleză? A fost avocat în tinerețe? Dă prestigiu asociației. Ce prestigiu? Poate tinerețea poporului român. A fost avocatul lui Ștefan cel Mare. Nu vezi ce pălăria nu mi-a făcut. Așa, astăzi, cum v-am spus, comunicăm cu Asociația de Locatari Somaleză, cea cu care ne-am înfrățit săptămâna trecută. Păi vezi? Uite ce a realizat. Ăștia au rezolvat întreținerea, plătesc apa anual, trei picături, căldură n-au nevoie, nu le trebuie becuri pe scară. Este foarte bine. Înțelegi? Enter. Send. Domn președinte, stați puțin, opriți-vă. Eu cred că ați greșit țara. Ia uitați, aici în loc de Somalia ați accesat Pennsylvania. Păi nu ți-am spus eu că e senil, trebuie să-l schimbăm. Nu, așa este. Asta e o asociație de locatari din Statele Unite. Ce naibă? Ei, și ce dacă? Sunt buni și ei. Da, domnule, sunt foarte buni. Stai să le scriem așa. Asociația de locatari bloc pe 12 șoseaua Cățelu vă urează mult succes la colectarea cotelor de întreținere pe 2003. 2004? Te-am spus că e senil, trebuie să-l schimbăm. Domnule, a greșit acum, să-l schimbăm imediat. 2004, aia e acum. Enter, poftim. Ia uite că răspunde. Ce zice la Vasile? Zice, hello, cățelo, Association de Locatation, bloc W2, Chicago, Chicago. Domn președinte, ia întrebați dumneavoastră că vă pricepeți la engleza asta, meseria, și întrebați ce restanțation și ce au probleme la întrețiration cu fondul de rulmentation. Iată. Opa, și că a început să le tai apa caldă, dar au ajuns deocamdată până la etajul 82. Da, uite, vor să știe cu ce am căptut și noi terasa ca să nu plouă la ultimul etaj. Hai, v-am spus eu întotdeauna, domnule, ce șmecheri sunt americanii ăștia. Vor să știe secrete de stapă degeaba. Auzi, Nea Vasile, zile, domnule, ceva de carton asfaltat, de smoală, aburește-i. Aburește-i. Așa, și întrebați și de ale noastre, de ale de-astea de locatari, dacă le merge liftul, dacă le funcționește Z-interfonul. Opa, n-a ținut cu aburation. Zice, ce zice, că n-avem nici noi carton asfaltat și zmoală pe bloc. Nu-l iese la analiza spectrală a satelitului NASA, ăla de deasupra noastră. Păi, doamne, nu vrea spunea, vezi că te-a prins americanul, da? Să-l vrea, acum ce să-l lasă? Schimbăm, ce să-l lasă? Da, de ce înainte, înainte să-l schimbăm, vreau eu să-l rog ceva, Brenea Vasile. Haide din fondul ăla de rulment, stima ta, fondul ăla de rulment, să luăm și noi un satelit. Nu mai da banii numai pe troațe, pe mături, pe găleți. De? Satelit? Că să-l furați și pe el, cum ați furat becul de la 6, a? S-a luat becul de la 6? Băi, ia stați, bă, așa, ia uitați-vă aici, mamă! Cine e asta din poză, Nea Vasile? Ia uite ce scrie, e femeia lor de serviciu de la etajul 126. Mamule, tatăle, mamule, ia uite, Nea Vasile, dar ce face cu calculatoarele alea, bre? Eu cred că calculează praf, iar o fi pentru scote, să nu curce apartamentele. Bă, ce tare e asta! Nu ești ironic! Păi asta la cum arată, nu are treabă cu cotele. Lasă-o, băi, asta. Uite acolo, în dreapta, CT-ul de inox are. Uite, se cârpă de șters. Cred că e Armani. Eu cred că e Tenace. Poate Versace. Auzi, lasă. Băi, Nea Vasile, fii atent. Uite la ce m-am gândit eu, la un schimb de experiență. O trimitem pe a noastră la o specializare și spune-le s-o trimeată pe a lor la noi aici, la bloc, înțelegi? Facem un schimb cu ei. Ce vorbești? Dilit! Păi să vină asta la noi? Când o nimerim spatele blocului la ghena, asta moare pe loc, mă. Crezi că e delete, îl schimbăm. Hai să spun eu, păi crezi că dacă asta vine la noi, vine ca femeie de servici, pune mâna pe ceva, păi doar o lăsăm, nu sărim imediat pe ăsta pe mătură. Hai, vă rog frumos, gata, nu sunt de acord, mai bine, uite, ne uităm, nu că mor de inimă. Ne uităm ce mai scrie la anunțurile pentru locatari de pe internet. Ia fiți atenți. Alaska.
Schimb iglu, două camere decomandate, contra-apartament în România. Uite, zice că la ei e prea zăduf. Vrea să vină la noi, că auzi că e răcoare. Ne-a Vasile, știi ce am auzit eu? Că în Alaska, noaptea de revelion ține 6 luni, adevărat? Bă, o fi. În schimb, ziua de lucru ține jumătate de an. Ți-a zis eu să-l schimbă? Stai, domnule, lasă. Nu mai cu schimbat, nu mai lasă, domnule, America, lasă Alaska, că... Hai, accesează-i pe ăștia din Somalia, că ți-am spus eu, am auzit că ăștia au rezolvat întâlnirea, poate ne spune așa, și chiar, oricum. Chiar că rămăsesem la Somalia. Așa, Somalia. Lasă-mă pe mine, Nea Vasile. Enter. Salut, frații români! Sunt Mahondan Tangu din Somalia. Noroc, domn președinte! Încă președinte. Care-i baiul? Care-i baiul? Ăștia vor să mă schimbe. Păi dacă-i senil, da. Ascultați-mă pe mine, frații români. Să nu-l schimbați. E senin, senil, dar știe multe. Mulțumesc, frate. Îți mulțumesc. Vedeți? Am susținere externă. Și cine e susținerea asta? Cum îl cheamă? Cu cine? E omologul meu, președintele de bloc din Somalia. Care e Somalia? Care bloc în Somalia? Singurul. Voi ce probleme aveți de când n-am mai vorbit, hă? Probleme mari. Cu căldura, cu curățenia, cu locatarii. Și eu am mari probleme. Nici ai mei nu vor să iasă la zăpadă. Și avem probleme grave, să știți. Cum vă numiți, domnul, că am uitat? Mahondan Tangu, cu M. Mahondan Tangu, domnul Mahondan Tangu. Avem probleme cu administratorul, că a fugit cu toți banii și ne-a mâncat toți lei. Oh, pe șial nostru a fugit cu bani, dar s-a rezolvat. Cum? Cum? L-au mâncat lei.